Îmi place să-mi bag legume în fund. Oh my God, ce zice? Confession. Got my dick sucked in the confession booth in this museum, Mr. Bond. Mr. Bond. Tipul ăsta zice că a primit un sex oral aici. Deci, exact în locul ăsta. A intrat cu gagică-sa, s-a pus și ia subto. Bă, să știți că eu din punct de vedere sexual sunt cea mai conservatoare persoană din lume. În sensul că îmi place cu o singură femeie, n-am fantezii cu câte trei. Da, dragi prieteni, ne aflăm în districtul roșu și chiar dacă locul acesta este mult mai animat dimineața, din păcate, mult mai animat seara, din păcate nu ai voie să filmezi pe aici. De aceea mi-a spus că ar fi interesant să vin măcar de dimineață, este ora 10 și 30 de minute, astfel încât să putem lua câteva cadre. Asta este toată zona, uitați o grămadă de semne, nu ai voie să filmezi fetele, dacă filmezi trebuie să plătești o amendă de 100 de dolari. Și locul pe care îl căutăm noi pentru a putea începe acest video, cred că ăsta e Erotic Museum. Nu e asta, e mai în față, se numește Secret Museum. Stați să mă uit pe Google Maps, deși cred că l-am văzut, e mai în față, da. Gata, l-am găsit. Ăsta este muzeul pe care îl căutam. Și vedeți că scrie foarte clar că only here photos allowed, ceea ce nu reprezintă pentru noi niciun fel de problemă, că am tras pe acolo puțin, o să mai tragem când plecăm. Haideți să intrăm acum să vedem de bilet. Interesant este că doar domnul Backpack Your Life este aici și din păcate regulile, guideline-urile YouTube-ului nu permit să vă arăt filmul pe care mi l-au pus, vedeți? Sunt doar eu, mi s-a spus clar că pot să filmez fără niciun fel de problemă. Am mai venit vreo 3 persoane acolo și sincer să fiu, vreau să filmez, să fiu doar eu. Să nu mă deranjeze cineva. Interesant. Da, deci intrarea a fost 10 euro în acest muzeu. Ia uite ce interesant asta. Prostituția este legală, but which regulations the prostitutes need to follow? Prostituatele, they are obliged to follow the alleged blah blah of the city of Amsterdam. The ordinance of general regulation is set up by the local authority. All rules and regulations are recorded in this ordinance. Ia uite, certain groups do indeed argue for a quality label. Ia uitați ce mișto! Deci sunt o grămadă de chestii pe care fetele trebuie să le respecte. Trebuie să am foarte mare grijă la ce filmez și la ce pun pe YouTube, ca să nu avem probleme. Și aici suntem exact în geam. Adică bătrânul Backpacker Life practic acum încă o dată se dovedește că este o prostituată. Se știe treaba asta. O chestie de mult cunoscută de oameni. A, și aici am început mai devreme. Pe acolo am trecut, da. O treabă de mult cunoscută, dar niciodată înțeleasă foarte bine. Red Light Secret Quiz. Ia, deci așa arată o cameră. Băi, ești nebun. Ia uite, frate, cât de mișto au gândit aici, bă. Deci ăsta este un loc excepțional de mișto. Adică e gândit 100% să replice cum arată o cameră a unei prostituate de aici. Și asta mi se pare interesant de tot. Nu sunteți de acord că e interesant? Adică au avut grijă de absolut toate detaliile pe care le vrei sunt aici. Absolut toate detaliile. Oglinda, ca să vedem cât de urât e domnul Backpack Your Life. Deci asta m-a dat pe spate. La asta nu mă așteptam. Nigel, still no client, what's wrong with you? What are you doing? Still no client and do better? How much money? Slide to unlock.
Evident că nu merge. Să uite, și bateria e gândită să nu fie full. I come in 10 minutes. I have sexy present for you. Câte prezervative folosește o prostituată? 2000 de prezervative pe an. Prostituatele au voie să facă sex fără prezervativ? Nu, nu au voie. Și nu este ok nici pentru client să ceară treaba asta. Da, deci pentru atenție la detaliu, patul ăsta mi se pare cam nașpa așa făcut. Nu, nu cred că e cel mai comod din lumea asta. A, și aici presupun că am intrat într-o cameră mai de lux. Așa arată camera unei prostituate, dar presupun că e ceva mai scump sau baia, da? Că nu cred că toate băile, sau probabil că sunt fetele împart. Împart băile astea, nu mă gândesc eu. Ia să ne filmează camera asta? Filmează. Așa. Câte femei lucrează în Amsterdam ca prostituate? Sunt undeva la 6750, în ferestre între 1000 și 3300, în cluburi 820, escorte 600, oficial, neoficial 600 și homeworkers 2000 nelicențiate. Și aici, de exemplu, niciodată n-am putut să înțeleg chestia asta. When the cage door is stuck, push the alarm button. Că toate vizitatorii vor să fie prinși aici, să fie închiși în camerele astea. Dar de ce, frate? Like nipple clamps or other torture instruments. Nipple clamps, se prinde de... Te prinde de sfârcuri, nu înțeleg de ce. My second question. Are there... Sunt prostituați și bărbați aici în district? Sunt și bărbați, dar aceștia sunt transexuali. Interesant, nu o să găsești bărbați gigolo în Red Light District. Deci area, zona asta este foarte limitată pentru femei. Prostituatele le place job-ul pe care l-au? Asta e o întrebare foarte bună. Este doar job. Ha, interesant. Prostituatele au relații? Da, marea majoritate au relații de lungă durată, bă. Asta mi se pare interesant de tot. Marea majoritate... A, uite asta, dacă vrei să fii swinger... Ce tare! Bă, atenția pentru detaliu, repet. Și faptul că am venit și nu mai e nimeni aici. Submit to silence kit. Ăsta îl ia și ți-l bagă în cur sau în gură. Unde ți-l bagă? Că nu înțeleg. Bă, să știți că eu, din punct de vedere sexual, sunt cea mai... conservatoare persoană din lume, în sensul că îmi place cu o singură femeie, n-am fantezii cu câte trei, am niște lucruri destul de dubioase, știți? Adică am lucruri dubioase în sensul că sunt extrem de normal și nu îmi plac lucrurile ciudate, știți? Nu sunt fan de lucrurilor ciudate. A, uite, aici cred că sunt femeile, da, mă. Astea sunt femeile care au, o parte dintre femeile care au fost omorâte, uite. In memory of the building which currently houses Red Light Secrets, which once was once a place of prostitution. Deci aici practic era o cum îi zice, era o casă de toleranță. În 1956 o prostituată chinezoică, Chinese Annie, a fost omorâtă în acest bordel. O femeie, a Dutch woman with a Chinese appearance named Anna Zentland, the murder has never been solved. Crima n-a fost niciodată rezolvată. Tipa nu era chinezoică, dar era olandeză, dar arăta ca o chinezoică. Prostituția este una dintre cele mai periculoase profesii din lume. În fiecare an, prostituate sunt omorâte aici în Olanda, în timp ce sunt la job. Uite, 1997. Astea sunt femei. Uite, și în 2009 au fost femei omorâte. Nu vine să cred așa ceva. 2010, mă! Bă, dar eu nu înțeleg cum poți să fie... Bine, presupun că astea sunt ilegale, da? Cele care fac treaba asta ilegal. Are women allowed to visit female prostitutes? Da, au voie să iasă cu femei. Adică femei să vină la femei prostituate, da? Customers in the red light district come literally from all over the world. How many men visit a prostitute every day in Amsterdam? Every day more than 2000 de oameni. Vizitează, ce mă, 2000 de oameni? Na, nu se poate așa ceva. Stai mă, n-au cum 2000 de oameni. A, că în sensul că ajung să se uite sau să vadă, n-ai cum. Cum să facă fata față la 2000 de partide pe zi? Sunteți nebun la cap? Asta nu se poate.
Ia uite aici, Kim Kardashian dates for money. Doamne. Aici este încă un film care, sincer să fiu, nu mă interesează foarte mult. Mi se pare tare că au pus chestia asta aici pentru corona. Aha, ce tare. Ia să vedem. Hello. Ia uite aici, make your confession. Nici nu știu ce e chestia asta. Exact. Confess your own erotic and lascivious sins and you shall be forgiven. Iată-le bine. Mamă, ce m-a speriat. M-a pus speriat. Ah, și pe aici este ieșirea, cred. Exact, este în partea asta undeva. Ah, there is the exit, no? Ah, perfect, thank you. Hai să mai stăm puțin pe aici. Ia uite aici. Ideea că bărbații sunt dispuși să pătească pentru mine mă excită. Foarte interesant. Some men want me because they want a girl from Holland. That's quite sad. Niște bărbații mă vor pentru că eu între ei vor o tipă din Olanda, dar asta e o tipă care nu înțeleg. Pe aia sună cam dubios. Astea sunt o iteme originale, mă, sunteți nevoie? Uite, asta din 2018. Ia uite, what kind of things do men leave behind? Ce lucruri lasă oamenii? Bă, ești nebun, deci, auzi, asta a lăsat-o cineva aici, sunteți nebun la cap. Bă, n-are mă cum așa ceva. Uite ce asta, rock hard erections for 24 hours, în 2016. Uite, domnul ăsta și-a uitat în 2016 pe o șăpcuță și un cesuleț. Uite, ce e asta, camagra. Bă, știam și de Viagra. Uite, un om și-a uitat cheile. Îți dai seama că am nasol să-ți uiți cheile și să te duci acasă la soție. Deci, bă, am pierdut cheile. Ia. Many become SM mistresses. Often they no longer have actual sex with their clients. S-a domas o chestie roleplay. Niște bărbaților le place chestia asta să fie submiși și să primească cu durere. Deci s-a domas o chestie. Mamă, în practice this might vary, deci asta poate să varieze, să meargă de la a fi legat și erotically teased. Cum îi zice asta, mă? Tentat. Cu extreme pain, prin durere foarte puternică sau prin piercinguri. În general, prostituata are rolul de călău, iar bărbatul e masochistul. Bă, ciudat rău de tot fel. Why is there no fixed rate for a prostitute visiting their life? De ce nu este o, cum îi spune, un preț clar pentru cât au fetele voie să ceară? Pentru că, în principiu, mi se pare normal, frate, e o meserie liberală asta. Fiecare face ce vrea, tu ceri cât vrei, nu poate cineva să te oblige pe tine să zică, bă, tu trebuie să ceri atâta sau trebuie să ceri atâta. Fiecare în funcție de cât poate și fiecare în funcție de cât e dispus să plătească. Cu asta sunt de acord. Interesant este că am găsit aici decalogul, practic, prostituatei, ca să fie prostituate de succes. Posture. Cum stai? Stai dreaptă și accentuează-ți curbele sau curvele. Cheerful. Zâmbește. Nimeni nu vrea să-ți ducă la o prostituată care e tristă, cât se poate de normal. Stand out. Trebuie să ieși din tipare, încearcă să faci ceva astfel încât să pari cât mai interesantă. Da, adevărul că trebuie să fii și atrăgătoare. Asta nu e neapărat o meserie doar pentru femei frumoase. Este o meserie pentru femei atrăgătoare, iar femeile atrăgătoare nu sunt neapărat cele mai frumoase. Pot să fie și femeile care știu să se facă plăcute. Make contact. Dacă l-ai văzut pe unul că se uită pe tine, uite-te și tu la el. Încearcă cumva să-l atragi, pentru că scopul tău este să iei banii. Ia uite ce zice. Am făcut sex cu un tip de 45 de ani pentru o pungă de cocaină. Astea sunt confesiuni, cât de mișto. Mi-am pierdut virginitatea când aveam 19 ani cu un tip de 49 de ani care era căsătorit, avea o fată de vârsta mea și era șeful meu. Nu a trebuit să fac mare lucru eu. What? Am venit aici cu dragostea vieții mele ca să pot să obține ceea ce vrea, ca să putem să facem sex? Îmi place să-mi bag legume în fund.
odată am făcut sex într-o cadă cu cineva care semăna cu Isus. 13 guy circle jerk, adică 13 tipi să stea în jurul ei și să se masturbeze acolo. Oh my god, ce zice? Confession. Got my dick sucked in the confession booth in this museum, Mr. Blonde. Mr. Bond. Tipul ăsta zice că a primit un sex oral aici. Deci, exact în locul ăsta. A intrat cu gagicăsa, gagicăsa s-a pus și ia subto, fără problemă. Îmi place când soțul meu, când iubitul meu, îmi dă așa peste, pac, pac, pac. Îmi dă peste fund. I gave my husband blowjobs at work during our lunch breaks in the staff car park in his company van. Mișto. In the military we waited until all soldiers and sergeants were asleep so we could fuck. Ah, ok. Bă, interesant. Mi se pare că asta e partea cea mai interesantă. Acum nu știu cât de adevărate pot să fie astea. Poate că nu sunt adevărate, dar sunt extrem de interesante. Foarte, foarte interesante. Am stat la un hostel cu 18 persoane în Budapesta, jucam strip poker și next thing you know, my boyfriend and I were having sex in front of everyone until everyone joined. Mamă, deci eu care nu stau drept la hostelul, vă dați seama că nu sunt obișnuit cu lucrurile astea. Mă masturbez cu periuța de... cu peria de păr. Ha? Cum adică cu peria de păr, frate? Vă rog eu să-mi explicați și mie. Thank you so much. Thank you. Vă rog să-mi explicați și mie cum funcționează. Bye bye. Bye bye. Ok. Ah, yes, yes. Oh my god. You're totally right. Oh, so good. Thank you so much. I'm sorry. Bye bye. 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 Da, draga mea. Da, draga mea. O să am o zi superbă. Bă, ești nebun. Fugeam de aici. Plecam de aici de la ăștia și fugeam cu aia, mă, cu, cum îi spune, cu audio ăla. Bă, ce prost pot să fiu. Așa, stați mai citind despre regulile pe care, despre sfaturile ca să fie o prostituată bună. Poate sunt persoane pe canal, sunt persoane aici pe canal care au nevoie de informații de genul ăsta. Nu știu, vedem. Rămăsesem la make contact. Ok, asta cu make contact e decât self-explanatory. Zâmbește și linge-ți buzele. Adică, așa. Ok. Folosește-ți mâinile. Don't hide them, use them to draw attention. Să le arăți. Să atragi atenție către corpul tău. Da. Interesantă și chestia asta. Bă, drăguț muzeu. Adică asta mi-a plăcut foarte mult, că e extrem, extrem de bine aranjat și extrem de bine organizat. Și fiind un muzeu bine organizat, pentru aia 10 euro pe care îi dai, bine, dacă stai acum să-l sus fiecare poveste, am ascultat două povești, probabil că poți să stai o oră. Și uite, deci gândiți-vă că asta în mod normal era o, cum îi zice, o casă de toleranță care a fost transformată. Foarte, foarte, foarte mișto ideea. Și de aici, practic, mergem înainte. O să mai fac eu acum un video în care vreau să vă arăt pe aici puțin lucrurile să mai filmăm, dar este că e interesant să vedeți... să vedeți muzeul ăsta. Dacă vă găsiți vreodată prin Amsterdam, veniți, că merită toți banii.